Doamnelor, domnilor, bun găsit! Vremea se menține instabilă. Cerul va avea anorări temporar accentuate și vor fi perioade în care se pot semnala averse cu descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zonele montane și submontane, în centrul țării, local în nord, în est și în sud-est și izolat în rest. Vor fi în jur de 30 de grade în Constanța, 32 în Craiova, 27 în Iași, în jur de 26 în Brașov, 27 de grade în Cluj și în Sibiu. La munte vremea se va menține în general instabilă, cerul va avea anorări temporar accentuate și vor fi perioade în care se pot semnala averse cu descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă ceva mai importante. 24 de grade în Poiana Brașov, 23 în Predeal, 19 grade în Sinaia. La mare vremea va fi caldă, cu temperaturi ce pot atinge 28-29 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări mai accentuate după amiaza, când, cu totul trecător, vor mai fi averse și descărcări electrice. Așa cum vă spuneam, temperaturile maxime între 27 și 30 de grade, minimele între 20 și 23 de grade, iar temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade. În capitală, vremea va deveni călduroasă, cerul va fi variabil, cu perioade scurte în care se va înnora și sunt posibile averse și descărcări electrice. Temperatura maximă poate să atingă 34 de grade. Doamnelor, domnilor, atât despre vreme la această oră. Numai bine!